Ministerul Afacerilor Interne a desfășurat în timpul campaniei electorale o serie de activități de informare a populației cu drept de vot, referitoare la drepturile acestora și la prevederile legale privind infracțiunile ce se pot face în schimbul scrutinului pentru alegerile locale din 5 iunie. În cadrul campaniei Ministerului de Afaceri Interne, Tu votezi, mai te informează, polițiștii nemțeni au desfășurat o serie de activități prin intermediul cărora cetățenii au primit recomandări în legătură cu procesul electoral, respectiv să dețină documente de identitate valabile, să nu accepte mită electorală și să respecte confidențialitatea votului, precum și informații cu privire la principalele prevederi legale referitoare la alegeri, contravenții și infracțiuni prevăzute de codul penal. Conform codului penal, aducem la cunoștința tuturor cetățenilor că sunt infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare următoarele fapte. Coruperea alegătorilor presupune oferirea sau darea de bunuri, bani, ori alte foroase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați, ori un anumit candidat. Infracțiune ce se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, ori interzicerea exercitării unor drepturi. Constituie infracțiune de fraudă la vot și acțiunea unei persoane de a vota de mai multe ori la secții de vot diferite sau de introducere în urnă a mai multor buletine de vot. Totodată, infracțiunea de fraudă la vot presupune fapta persoanei care votează fără a avea acest drept de două sau mai multe ori, ori prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător. Această infracțiune se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Cetățenii care doresc să meargă la vot duminică pentru alegerea primarilor, a consilierilor locali și județeni trebuie să verifice de la plecarea de acasă să aibă asupra lor actele de identitate valabile sau cartea de identitate provizorie. La intrarea în secția de vot, cetățeanul va preda comisiei electorale cartea de identitate și va primi buletinele de vot și o ștampilă cu care va intra neînsoțit în cabina de vot, urmând să ștampileze numele candidatului cu care vrea să voteze. Pentru consiliile locale și cele județene se vor ștampila listele de candidați ai formațiunii politice cu care a decis să voteze. Ministerul de Interne asigură, în conformitate cu atribuțiile, paza tuturor secțiilor de vot pe tot parcursul desfășurării scrutinului.